Bine ați venit la ediția cu numărul 35 al Sibiu Web Meetup. Eu sunt Ștefan, pentru cei care nu mă cunoașteți, hostul și organizatorul Sibiu Web Meetup. Vă invit să scanați codurile QR, inclusiv cel de Call for Speakers, și să aflați mai multe. Recent, în luna decembrie, am dat drumul la canalul de Discord Sibiu Web Meetup. Dacă vreți să intrați, părtășim chestii pe acolo, discutăm chestii. Unii dintre voi ați intrat, e un canal în creștere. Ediția de astăzi este susținută de Adrian. Ne va vorbi despre ce presupune să fii un developer. Prezentarea va dura așa undeva la 45 de minute, cam așa. După aceea, eventual, o sesiune de networking. Aveți acolo chestii de ronțit, ceva de băut, dacă vreți. Până la ora 8, în principiu, avem rezervat spațiu. Deci, nu ne dă nimeni afară până la ora respectivă. Cam atât am avut de zis. Acum o să mai zic câteva lucruri la final. Eu am să-i predau cuvântul lui Adrian. Salut și bine ați venit! Este humbling pentru mine să vă văd pe atât de mulți în audiență. Dacă nu mă auziți sau nu vorbesc suficient de clar, vă rog, cum a făcut Ștefan, faceți-mi un semn. Încerc să mă fac destul de înțeles. Cum a zis Ștefan, o să încerc să povestesc ce înțeleg eu prin a fi un developer senior și cum am putea să ne facem jobul mai bine. Numele meu este Adrian, cum a zis și Ștefan. Trebuie să facem ceva sau? Schimb virtul. Ar trebui să pot să-l fac full screen, dar este mai dificil pe proiector. There we go. Hopefully vede suficient de bine și acum și vedem ceva. Scuze pentru problemele tehnice. Dar asta discutăm despre ce înseamnă să fim un developer senior și să ne vedem cum facem jobul mai simplu. Pentru asta o să încep cu prezentarea mea. Cum am zis, mă numesc Adrian, sunt developer. De obicei, cam asta este tot ce zic despre mine. O să încerc să vă zic foarte puțin. Sau nimic de genul ăsta. Este poate util pentru voi să știți background-ul meu ca să înțelegeți de unde vin ideile astea și de ce privesc lucrurile în felul ăsta. Prin, nu știu, 2010 sau ceva de genul ăsta, încă eram la universitate și am găsit un site care se chema Rent a Coder. Nu știu dacă cei mai în vârstă cam ne-ați mai auzit de el, care făcea exact ce zice numele, Rent a Coder. Nu am făcut nimic, așa că făceam lucruri foarte simple. Cred că primul meu job site-ul a fost să convertesc un fișier Word în PDF, pentru că developer. Dar cred că am luat bani de bere pentru asta. Ulterior am început să fac chestii mai simple, scripturi în Visual Basic, automatizări prin suita Office și proiecte mai măricele de genul ăsta. După vreme am mers la primul meu job, a fost o companie de outsourcing, consulting, eram cred 4-5 oameni într-un birou. Am lucrat aproape 3 ani acolo, a fost un mediu foarte bun pentru mine, pentru că am învățat foarte multe lucruri.
De ce? Odată pentru că, din nou, nu știam nimic, așa că orice mă puneau să fac pentru mine era nou. Și având mai multe proiecte și fiind puțini oameni, trebuia să scriu de toate. Adică poate o lună lucram cu ceva site în PHP, după care încercam să înțeleg un proiect în care făceam ceva driver în C++, nici acum nu cred că înțeleg, dar aparent făceam ceva acolo. După care am continuat să facem aplicații desktop în C#. Deci am trecut prin câteva lucruri. După aproape 3 ani acolo am mers la o firmă mai mare de produs. Suntem în Sibiu, Visma, probabil unii dintre voi ați și auzit de ea. Am lucrat aproape 9 ani acolo. Am schimbat 3, 4, poate chiar 5 echipe în care am lucrat. Tot la Visma am trecut și de la aplicații desktop la web. Singurul lucru pe care știam să-l fac atunci erau aplicații desktop în C#. Electron sau tehnologii web, deci nu părea că mobile development și de web. Am fost mutat într-o echipă în care ne-am dat seama că nu există nimeni care să știe partea de web și eram, ok, o să încerc eu să fac ceva. Primele luni până am angajat un coleg care știa web, cred că vă imaginați toți cum a ieșit doar cu mine încercând să-mi dau seama. Venind din C#, am folosit Angular, pentru că tipuri și OOP și dependency injection și alte lucruri care suntem obișnuiți, pentru mine era ceva mai ușor de înțeles. M-am dat peste React, n-am înțeles nimic, așa că am zis ok, hai să revenim la niște lucruri care sunt mai simple pentru mine. De la nu știi nimic despre Angular, am lucrat la proiectul respectiv. Multe echipe din firmă au început să folosească Angular și am ajuns să țin un curs intern de 3 zile de Angular ca să ajut colegii. Dacă și e mai ușor și mai bine ce este cu Angular. După cei 8-9 ani petrecuți la Visma, am ajuns la jobul meu actual, la WeVideo, unde am continuat să lucrez cu partea de frontend, primii ani cu React și în momentul de față ajut sau încerc să ajut o echipă care folosește Vue. Deci lucrurile sau framework-urile, ca să ne certăm dacă React e framework sau nu, mai vechi și framework-urile mai vechi le-am folosit cât de cât. Ce e relevant de înțeles aici, de aici, din istoria mea, că cel puțin de data asta lucrez într-o firmă de produs. Am prieteni, discut cu prieteni care lucrează în consulting, outsourcing, indiferent că sunt developer sau manager, înțeleg cum se întâmplă lucrurile, dar în principal background-ul meu e într-o firmă de produs. Deci dacă lucrați în consulting și se pare ceva foarte ciudat sau diferit din ce zic eu, s-ar putea să fie și din cauza asta și m-ar bucura să discutăm la final mai multe. Știu, suficient despre mine. Cred că n-am vorbit la toate interviurile din viața mea despre mine cât am zis acum. Să vedem un număr. Câți dintre voi, dacă vrea cineva să dea seama ce înseamnă, dacă vreți să ghiciți ce înseamnă numărul ăsta, aproape 28 de milioane. În contextul din seara asta, pentru că evident poate însemna destul de multe lucruri. Conform Wikipedia, în 2022 eram 27 de milioane de developeri worldwide. De dat de corecte sunt datele, sper că sunt cât de cât, de-am pus link-ul spre Wikipedia. Dar cam așa zice, suntem 27 de milioane. Acum să vedem cam câți dintre voi se identifică cu rolul sau sunteți senior developer la jobul vostru sau vreți să ajungeți cândva în viitorul apropiat, by raise of hands. Ok, ridicăm mâinile mai încet, dar undeva pe la jumate din sală am ajuns, ceea ce este destul de on par cu ce zice Wikipedia. Conform lor, cam 50% din noi suntem senior developeri în diferite joburi la diferite companii. Având în vedere că din toate cele 27 de milioane, cam 50% ne identificăm cu rolul sau cu jobul. La un moment dat mi se pare că ar fi util să înțelegem și ce anume înseamnă să fim senior developer sau cum putem face asta mai bine. Ca și la ultima prezentare, se pare că speaker notes nu funcționează și că o să-mi închid tableta pentru că altfel o să mă tot uit la ea. All good? Perfect. Deci cam 50% din cele 27 de milioane suntem senior developers. Și așa am ajuns la să fim un senior developer.
și din ce vorbesc eu cu oamenii în jurul meu. Se pare că foarte mulți ajungem în rolul ăsta de senior developer. Majoritatea companiilor, nu știu cât de întâlnit este la noi acest lucru, dar în alte țări din Europa și mai ales în state, majoritatea companiilor au un anumit target de timp în care trebuie să ajungem la rolul de senior developer. E ceva ce este așteptat de la noi. De exemplu, dacă nu știu, au trecut 10 ani din cariera mea și eu sunt încă junior sau mid, indiferent dacă la aceeași companie, o să am niște discuții cu managerii mei de la firmele respective. Că ne place sau nu, asta este ceva ce se întâmplă în foarte multe, foarte multe companii. Și pentru că senior înseamnă foarte multe lucruri diferite și putem înțelege în funcție de context, în funcție de firma în care lucrăm, că suntem un developer senior sau nu, o analogie foarte bună și plăcută referind la developer maturi, nu neapărat developer senior. Pentru că, de fapt, prezentarea mea din seara asta despre asta este un developer matur. Ca să vă dau ca exemplu, cred că toți, o mare parte dintre noi cunoaștem persoane de 30 de ani, 40 de vârsta mea, care se comportă ca un copil de 7 ani. Asta nu înseamnă că și persoana respectivă este neapărat matură. Din păcate, asta se întâmplă și la noi în software. Faptul că eu am ajuns la un moment dat să fiu catalogat de firma la care lucram ca developer senior, aia nu înseamnă neapărat că eu mă și comportam neapărat ca un developer senior și ar fi util să facem diferența asta. Ideea genială, să zic, a fost din articolul de pe slide. O să share slide-urile la sfârșit, toate chestiile alea albastre de acolo sunt link-uri, dacă sunt interesați de ele sau vreți să aflați mai mult. Deci cam asta este cu un developer matur. Este foarte relativ scurtă și personală. Am mai ținut o dată prezentarea asta, dar atunci a fost un lightning talk și se încheie chestii 10 minute. Acum sper că am mai mult timp mai pe larg. Deci este perspectiva mea asupra ce înseamnă. Lucruri relativ scurte și în contextul vostru poate putem discuta după dacă se aplică sau nu. Primul lucru cel mai important ca developer, sper că nu e o surpriză pentru nimeni, este experiența tehnică. Ca developer, în primii ani din cariera noastră, ăsta este lucrul pe care trebuie să ne axăm cel mai mult. Ăsta este focusul principal. 100% din timpul meu ca junior developer ar trebui să-l petrec scriind cod și învățând lucruri tehnice. Pe măsură ce avansăm, să ajungem mid, senior și mai departe, se mai schimbă puțin lucrurile. Trebuie să învățăm limbajul de programare pe care îl folosim, framework-ul pe care îl folosim, librăriile pe care le folosim în framework-ul ăla, niște design patterns și așa mai departe. Trebuie să avem o bază tehnică destul de bună. Din nou, asta se creează, cel puțin pentru mine, sau la mine, am fost nevoie de suficienți ani ca să am o bază tehnică suficient de decentă să dau seama despre ce vorbesc. Experiența tehnică și ce vă încurajez pe mulți dintre voi să nu faceți neapărat pentru că vă limitați, este să ne identificăm ca developer de ceva anume. Văd foarte multe persoane în jurul meu care sunt React developer și înțeleg că lucrăm sau avem experiență doar cu React. Dar în momentul în care ai înțeles cum funcționează routing-ul în React, o să înțelegi cum funcționează routing-ul și în Angular și în Vue. Principiile sunt aceleași. Poate sintaxa, siguranță, sintaxa este diferită. Poate fi diferență dacă e un router, suntem obișnuiți din framework-urile astea, sau cum e Next.js, folder-based, sunt unele lucruri diferite. Dar principiile sunt la fel. Dacă, nu știu, ați lucrat cu Redux, indiferent în ce l-ați folosit, că l-ați folosit în Vue sau în React sau în Angular, principiile sunt aceleași. O să folosim aceleași acțiuni, aceleași efecte, deci în momentul în care am învățat ceva, se poate aplica și în alt framework. Deci, în general, cred că toți suntem developer, neapărat React developer, Angular developer, poate sunt între voi persoane care lucrează în mai multe echipe sau cu mai multe proiecte, o să schimbăm, like de 3 zile pe săptămână sunt React developer și celelalte 2 sunt Angular, suntem developer. Deci este foarte important să avem partea asta de experiență tehnică. Următorul lucru foarte important este să get things done, să chiar găsim care este cel mai important job al nostru, că îl facem. Degeaba pare counterintuitive, dar ca să fii senior trebuie să-ți aduci colegii, să faci multe alte lucruri, dar faci toate lucrurile astea degeaba dacă nu faci
jobul meu principal. Dacă am zis că fac un task, ar trebui să do my best, să-l fac sau să ridic mâna când să zic că am o problemă și nu mă descurc. Și vă garantez că majoritatea managerilor împart oamenii din echipele lor în două grupuri. Cei cărora le pot da un task și știu că o să încerce să-l facă sau vin și zic că n-au problemă sau au nevoie de ceva, și ceilalți cărora le dau un task și după care trebuie verificați în fiecare zi. Ai mai făcut ceva? Ai făcut ceva progres acolo? Încercați să fiți în grămada bună de oameni, like help your manager și o să vă ajute și el pe voi. Nu putem scăpa de chestia asta. E ca și cum ajungem persoana aia, ce drăguț e Adi și e foarte fain și tot timpul iese cu noi la cafea și ne ajută cu ceva, dar nu-și face ce are el de făcut niciodată. I'm a nice person, I'm not good at my job. E o diferență între ele. Pe lângă be reliable, mai este un lucru care noi ca developeri nu ne place chiar deloc. Este partea de estimări. Trebuie să ne gândim cât timp durează ceva. Și nu mă refer neapărat la story points sau la cu ce lucrați voi. Dacă nu vedeți, îmi ziceți și mă dă mai într-o parte. Mă refer în principal și la estimări mai mari. Trebuie să știm sau să avem o idee cât de mult ne ia să facem un feature. Ce? Putem, avem o găleată de chestii pe care le putem face, 10 lucruri, și trebuie să ne dăm seama care dintre ele le putem face acum sau are rost să le facem acum. Unul dintre cele mai importante lucruri este cât timp ne ia să le facem. Dacă durează ceva o lună versus un an, este o diferență foarte mare. Și este cumva jobul nostru ca developer să știm chestia asta, să avem experiența tehnică și să încercăm să aducem orice număr, că până la urmă e un număr, sau mă rog, t-shirt sizes, ce folosim la discuții. Ca sugestie aici, ce pot să vă zic sau ce m-a ajutat pe mine este să mă uit ce anume am zis. Nu neapărat eu ca echipă, că poate faceți planning la care ajungeți la un average. Dacă eu m-am gândit că ceva proiect este de dimensiune M sau am crezut că ne ia o lună și de fapt ne-a luat 3 luni, am încercat să-mi dau seama ce mi-a scăpat și cum aș putea să am estimarea asta mai bună. An la rând doar am dat estimări fără să mă uit după niciodată la unde a fost estimarea zisă de mine și ce anume s-a întâmplat, nu m-a ajutat la nimic. I was still sucking at it. Era la fel. Poate uneori îți dai seama din experiență că ai mai făcut ceva de genul ăla, dar altfel nu reușeam să mă îmbunătățesc deloc. Deci ca să recapitulăm, să avem experiența tehnică, să fim reliable, adică să get stuff done și să devenim decenți la estimări. Nu-i nimeni n-o să fie like 100% o să dure de estimări. Și dacă asta vă face să fiți neconfortabil când dați estimări, mai adăugați acolo valoare, nivelul vostru de încredere în estimare. O să vedeți că lumea de foarte multe ori este chiar ok chestia asta. Pot să zic că feature-ul ăsta sau proiectul ăsta o să dureze 3 luni, dar nivelul meu de încredere e undeva doar la 50%. Trebuie să începem să lucrăm o săptămână, două și după aceea să fac o reevaluare. Sau facem o mică investigație de câteva zile și după pot să am o are mai bună. Deci vă puteți folosi și de trucul ăsta cu nivelul vostru de încredere în estimarea pe care o dați. Bun, poate unul dintre voi să arate așa acum, când deja v-ați fi așteptat să vă zic cât de mult Angular sau React trebuie să știți ca senior developer, dar după cum vedeți, sper că până în momentul ăsta v-ați dat seama de direcția în care merg cu prezentarea asta. Imagine generată ceva AI, DALL-E, pentru că toți folosim Copilot și AI în ziua de astăzi. Bun, să mergem mai departe. E un skill, din nou, foarte important, pe care noi ca developer trebuie să-l avem și cu cât avansăm în carieră, cu atât trebuie să ne pricepem la asta mai bine. Ce vreau să zic prin problem solving? Nu eu am descoperit soluția asta, dar este un framework de foarte mult timp. E un link acolo spre Harvard Business Review, ca să nu credeți că am scos chestia asta de la mine. Cu un mod foarte clasic și standard de a rezolva probleme, special discutând despre probleme care nu sunt ceva foarte simple, non-trivial stuff. Că trebuie să scriu eu un if sau o serie de if-uri sau un switch, nu neapărat genul de probleme pentru care avem nevoie de așa ceva, dar pentru orice care nu este trivial, cam avem nevoie. Trebuie să știm problema, primul pas. Și de foarte multe ori noi sărim etapa asta. Începem să facem lucruri fără să ne dăm seama de fapt ce anume vrem să rezolvăm.
Al doilea pas este să găsim ce soluții. Poate aleg ceva librărie de daytime management în proiectul meu. Am găsit trei librării care par mai utilizate și ăla e pasul 2. La următorul pas să evaluăm soluțiile respective, pentru că de foarte multe ori facem lucruri, mie îmi place Moment.js, deși nu cred că se mai recomandă, și eu zic să-l folosim. Nu e neapărat o evaluare a soluției, dar feeling-ul meu, părerea mea personală, ar trebui să evaluăm soluțiile și să alegem una dintre soluții. Dacă e suficient de simplu, trecem direct la implementare. Pentru probleme mai complexe, ar trebui să avem și un plan de cum implementăm chestia asta. Vrem să migrăm tot proiectul nostru de la, nu știu, prima versiune de React la React 18. O să fie ceva de muncă acolo. Trebuie să avem un plan despre cum facem asta. Aici am făcut eu de foarte multe ori două greșeli și le și văd în jurul meu destul de mult. Și prima dintre ele este când trecem direct să scriem cod. Suntem developeri, asta știm să facem și asta ne place să facem. N-am înțeles problema bine, nu am generat mai multe soluții, dar am început să scriu cod. Mai câteva luni de scris cod o să salveze câteva zile de planning. Cam așa se întâmplă. Asta ne place să facem și o să trecem direct la scris cod. E foarte important să, și dacă începem, luăm o pauză, stai să înțeleg problema mai bine. Poate uneori chiar nu trebuie să scriu cod. Poate uneori trebuie să șterg cod, chiar poți să rezolvăm o problemă ștergând chestii din proiect. Asta se întâmplă foarte des, o fac și eu suficient de mult timp și doar încerc să mă prind când se întâmplă și să mă opresc să mă gândesc despre ce se întâmplă. Și al doilea lucru despre care parțial vorbeam, să știm care sunt pro and cons la ceea ce facem. De foarte multe ori, noi ca oameni sau ca echipă în care lucrăm, alegem niște soluții bazate pe emoții, pe feeling. Mie îmi place ceva și dacă mie îmi place, înseamnă că atunci vreau să-l folosesc. Ar trebui să știm avantajele la ceva și dezavantajele unui lucru ca să ne dăm seama dacă este util la noi în proiect. Altfel spus, quote-ul ăsta mai lung, right or wrong are a matter of knowing what you are trying to accomplish, what the options are and how to compare the merits of the options. Ce este bun sau nu pentru noi, nu o să fie niciodată, să n-ar trebui să fie niciodată o decizie cu cine e mai senior în încăpere sau cine zbiară mai tare, pentru că vin eu și vorbesc tare și toată lumea trebuie să facă cum am zis eu. Ar trebui să avem o analiză obiectivă a opțiunilor pe care le avem. Este un pet peeve al meu personal despre offer solutions, not rants. De ce e un pet peeve personal? Pentru că acum câțiva ani eu eram persoana aia care nu ziceam niciodată nicio soluție și nu-mi plăcea nimic. Doar rantuiam, nu-mi place, ceva e o mizerie, nu vreau să folosesc chestia asta. Pot să dau niște exemple ca să înțelegeți mai ușor ce vreau să zic. E foarte comun, sau foarte mulți care am lucrat mai mult timp, am ajuns la o concluzie de genul: chiar nu ne plac ședințele. We hate meetings, n-am vrea să avem nicio ședință. Este un rant. Varianta corectă la chestia asta, nu-mi plac ședințele în care nu aflu nimic util și în care nu am nimic de zis. Aș vrea să am zero ședințe de genul ăsta. Asta e un lucru util pentru mine. Alte lucruri, alte exemple pe care le mai aud, de la web meetup, deci încă este oarecum așa împărțit subiectul, sunt persoanele care nu le plac TypeScript. Folosește cineva TypeScript? Câțiva? Ok, bun. Am fost de câteva ori în argumente de genul TypeScript e o prostie și nu ar trebui să-l folosim pentru proiectul ăsta. Ok, poate sunt de acord cu tine, dar de ce? E doar feeling-ul tău. Ție personal nu-ți place TypeScript. Pot să înțeleg asta. Pot să fiu de acord cu tine că TypeScript nu este bun pentru orice. În unele proiecte chiar nu este nevoie de el. Dar hai să avem o discuție ca developer matur despre de ce poate n-ar fi util în proiectul nostru și care sunt avantajele și dezavantajele lui. Faptul că eu vin doar și zic chestia asta e o prostie, n-ar trebui să folosească nimeni, nu ajută pe nimeni. Nici nu ajută nici pe voi să-i convingeți pe ceilalți și nici pe ceilalți să înțeleagă punctul vostru de vedere. Există situații în care nu avem soluții. Nu știu ce soluție să dau, nu știu ce să zic să facem. În situațiile alea eu încerc de obicei să-mi ordonez gândurile ca să pot să zic problema într-un mod util. Dacă e doar un rant, din nou, nu o să fie de ajutor pentru mine. Dacă pot să-mi dau seama care e problema, să o reformulez altfel, e mai ușor de înțeles pentru ceilalți. E mai ușor să fie empatici cu problema mea și să găsim împreună o soluție. Aia pentru cazurile în care nu,
nu avem o soluție. O să vede pisica, sperăm că, sau presupuneam că o parte dintre voi o să arate cam așa acum, din nou dezamăgiți că nu vorbesc despre cât de mult cod trebuie să scriem sau să, dacă dăm 50 de commituri pe zi, o să ajungem senior developer. Sorry, nu o să fie exemple de cod și restul de prezentare o să fie exact cum a fost până acum. Și sper că până la final o să înțelegeți cel puțin parțial de ce. Hai să continuăm până nu vă plictisesc de tot. Technical leadership. Chiar recent, adică ieri, am ținut o prezentare despre asta de 45 de minute. Deci este foarte, foarte complicat să explicăm, să explic asta pe scurt, dar cum pot să exemplific cel mai bine? Sunteți senior developer sau vreți să ajungeți senior developer. Sunteți într-un meet, virtual meet, nu contează dacă e cameră live la birou sau ceva virtual, și discutați anumite lucruri tehnice și vă gândiți ce fain ar fi să facă cineva ceva despre chestia asta. Tu ești persoana aia, ar trebui să faci ceva despre chestia asta. Dacă doar aștepți să vină altcineva să facă ceva, s-ar putea ca de cele mai multe ori să nu se întâmple asta. Sunt foarte multe lucruri pe care putem să le discutăm aici din nou. O să putem după prezentare, dacă doriți. Asta este unul dintre celelalte lucruri importante. Poate role model e un cuvânt cam greu. În momentul în care sunteți developer, sunteți văzut ca cea mai matură persoană din încăpere. Dacă avem colegi noi, acum am terminat universitatea și m-am angajat și văd că am un coleg care e senior, o să mimez modul lui de a se comporta și ce face el. De ce? Pentru că el a ajuns senior și vreau să ajung și eu. Deci aia înseamnă clar că a avut succes. Modul în care se comportă și ce face este foarte important. De exemplu, să vă dau aici. Să zicem că, nu știu, foloseați Agile, Scrum, până acum lucrați, nu știu, câte două săptămâni, aveați ședințele și vine managerul sau PM-ul și zice chestia asta nu prea funcționează din anumite motive, încearcă să vă explice și zice să încercăm Kanban. Avem o listă de chestii, luăm din ea primul de sus în funcție de prioritate. Eu ca senior developer în camera aia zic, ce prostie asta, nu o să funcționeze niciodată, nu, nici măcar n-are rost să încercăm. Ce am făcut? Deci am influențat toată echipa. Le-am zis la toți, basically, chestia asta n-o să funcționeze niciodată. Tocmai de-aia am dat exemplu, ca să ajungem la chestia asta de influență. Alt exemplu e când, din nou, suntem într-o discuție tehnică, să găsim o soluție, să propunem o soluție și eu, ca cel mai senior din încăpere sau unul dintre senior developeri din încăpere, când începe ședința, zic ceva de genul, așa trebuie să facem și orice altceva e o prostie, nici măcar nu are rost să ne mai uităm la alte soluții. Credeți că prin modul ăsta am încurajat, de exemplu, pe colegul meu junior, care tocmai ce a venit la noi în echipă, să contribuie ideea lui, care poate era o perspectivă complet diferită și era mult mai utilă. Scăpam de ceva foarte complex pe care l-am sugerat eu. În momentul în care eu zic chestia aia, nu o să mai întâmple nimic, nu o să mai zică nimeni nimic în ședința aia. O să influențăm foarte mult, foarte mult lumea. Vreau tot mai mult timp, trebuie să încercăm să creștem influența asta și să ajungem să influențăm lumea în mod diferit. Ce vreau să zic aici, ca exemplu, am făcut desenul ăsta foarte simplu, dar încerc să vă dau exemplu. La nivelul personal, eu stau într-un code review cu tine, să ne uităm amândoi cum funcționează build-ul la noi în proiect. Influența sau impactul nu este la o persoană, maxim la două. Cam atât. Noi doi ne uităm la ceva. Deja la nivelul de echipă, eu am început să folosesc, nu știu, o librărie nouă la noi în proiect. Săptămâna asta am lucrat cu ea și știu că de săptămâna viitoare o să lucreze toată lumea cu librăria asta. Iau timp sau iau colegii să ne uităm jumătate de oră, o oră la chestia asta împreună. Să vă explic ce am învățat eu și care sunt părțile utile pentru voi. Deja în momentul ăsta, impactul sau influența mea este asupra întregii echipe. Asupra organizației sau mai mult este când începem să facem lucruri care au un impact asupra întregii organizații sau întregii companii. De exemplu, mergeți la un job nou și nu este neapărat o procedură de onboarding definită. Nu știe nimeni exact ce și cum funcționează. Știm de o lună, să zicem, că it's not unheard of, sau mai mult,
tot discutați cu diferiți colegi și încercați să înțelegeți cum funcționează lucrurile. Și eu, de exemplu, uit foarte repede. Uit ce v-am prezentat acum jumătate de oră, așa că mi-au multe notițe. În timpul ce trec prin proiectul ăsta, de a face onboarding, poate chiar doar prin proiect, dacă nu într-o firmă nouă, mi-au tot felul de notițe. Când se termină toată chestia asta, eu am o listă de notițe, care nu cu foarte mult efort pot să le organizez puțin și să facem un document public de onboarding pentru toată lumea. O să fie util, o să fie util, o să ajutați toate echipele care lucrează cu proiectul ăla. Ăsta este un mod în care putem influența la nivelul de organizație. Sau dacă, de exemplu, nu știu, ținem training-uri sau workshop-uri pentru toată compania. Sau mai bine, dacă vorbim cu alți oameni din alte echipe și le explicăm lor cum am ținut noi un training, cum l-am gândit, cum îl facem ca să facă ei la rândul lor training în interiorul echipelor. Ăsta este alt mod în care ne creștem influența. Și nu înseamnă că dacă suntem senior developer nu mai facem la nivelul personal. Dar nu înseamnă că trebuie să ne creștem influența tot mai mult. Mentor, coach and sponsor, e exact ce povesteam până acum. O să încerc pe scurt să explic diferența. Mi-a luat foarte mulți ani. Îmi dau seama, de exemplu, care este diferența între mentorship și coaching, deși e foarte mulți facem asta, unde și fără seama. La mine a fost nevoie să facă coaching cineva cu mine pentru o perioadă ca să fie foarte clar diferențele. O să pară poate puțin dur, dar la exprimarea, dar o să ajute să înțelegem. Când facem mentorship, eu vorbesc ca mentor și celălalt mă ascultă. Am un coleg nou în echipă, din nou, îi arăt cum implementăm noi un feature. Am un coleg nou, îi arăt cum funcționează build-ul. Are o problemă, îi arăt cum s-o rezolve. La coaching, celălalt vorbește și eu ascult. Maxim pun întrebări. Vii la mine cu o problemă, eu spun întrebări. Încerc să te ghidez într-o anumită direcție, să găsești tu soluția, nu eu. La coaching niciodată nu dai soluția. Uneori nici măcar nu știi. Poate persoana care vorbesc are mult mai multă experiență tehnică decât mine pe ceea ce lucrăm atunci. Dar eu am trecut prin niște proiecte și cumva știu să-l îndrum într-o direcție în care descoperim soluția. La mentorship de obicei noi dăm soluția. Vine un coleg, am o problemă, nu funcționează ceva, uite, încearcă chestia asta că așa funcționează. Cam așa văd eu diferența între cele două. Și sponsorship este momentul în care am ajuns senior developer sau am ajuns să avem o anumită influență și managerul vine de obicei la noi să rezolvăm o anumită problemă sau începem un proiect nou și vine la noi să ne ocupăm de proiectul respectiv. În momentul în care noi deja am făcut asta, știm că o putem face, cel mai util lucru pe care putem să-l facem este colega mea care cred că e pregătită să se ocupe de proiectul ăsta. Aș sugera să-i dai ei chestia asta să facă și eu o să o ajut cu ce pot. E esențial nu doar să facem asta, dar să ne asigurăm, chiar încercăm să ajutăm. Don't be that guy care, ok, să facă el, but I hope he fails și după aia râdem toți. Nu e util și e doar stupid să avem un comportament de genul ăsta. Nu e un comportament matur. Asta era despre sponsor. Și acum următoarea întrebare, cum facem toate lucrurile astea, coaching, sponsorship, cum discutăm cu colegii. V-am zis că din păcate sau din fericire, prezentarea de astăzi este foarte mult despre soft skills, communication skills. Trebuie să știm cum să comunicăm, cum să vorbim cu lumea. Degeaba am o problemă dacă nu știu să explic. Degeaba vreau să fac mentorship cu cineva dacă nu știu să vorbesc. Degeaba mă duc la șeful meu care este, VP of Engineering sau mergeți la cineva din product sau din sales și trebuie să-i explicați de ce nu se poate face ceva dacă noi nu putem explica problema noastră în termeni care sunt non-tehnici. Nu este cel mai util. Ca exemplu personal, am lucrat cu un coleg, un prieten care și în ziua de asta este mult mai bun tehnic decât mine, dar că el la momentul respectiv nu se descurca să explice ceva celorlalți. Și intram în meeting-uri în care el zicea o chestie foarte utilă, cum ar trebui să facem ceva și eu trebuia doar să reformulez. Toată lumea era, de ce tare, eu n-am făcut nimic, eu doar am zis într-un mod în care, ați înțeles voi mai bine ce-o zis. E foarte important să știm, să explicăm chestia asta și în majoritatea cazurilor începe cu doar a asculta. Trebuie să îi ascultăm pe ceilalți, să ne dăm seama ce probleme au,
Noi ca human beings avem tendința asta să vorbim foarte mult, sau cel puțin eu, în majoritatea timpului ne trezim vorbind. De foarte multe ori ar fi util să mai luăm câte o pauză și să ascultăm pe ceilalți. E foarte util să știm să ne exprimăm în scris. Trebuie să scriem tot felul de lucruri, de la cum funcționează ceva, la o mică documentație, la, nu știu, un technical pitch. Vreau să mă duc să prezint de ce vrem să facem upgrade la o tehnologie nouă. E util să scriem. E util să știm să scriem descrierea la un pull request într-un mod în care să fie înțeleasă de altcineva, să explicăm acolo fain ce am schimbat. Când comunicăm cu ceilalți, când scriu ceva pe Slack, vă lipsește expresia mea, vă lipsește modul în care eu mă exprim. O să citiți în 1000 de alte moduri chestia mai puțin cum vreau eu să, sau ce am vrut eu să transmit și înțelegeți ceva complet diferit. Nu trebuie neapărat să faceți un blog public pe care să scrieți ceva. Poate fi ceva în interiorul firmei voastre. Foarte multe firme au platforme interne de blogging, sau puteți spune voi una. Din nou, ați folosit o librărie sau un framework pentru câteva luni, scrieți o chestie scurtă. O să vă ajute foarte mult. Și speaking, e ultima chestie, vine la pachet cu restul lucrurilor. Dacă nu sunteți confortabil, deși vă încurajez foarte mult să vorbiți cu Ștefan, să veniți să prezentați aici orice, asta este și unul dintre scopurile unui meetup de genul ăsta, se va antrena skill-urile. Dacă nu sunteți încă confortabil să faceți asta, puteți să faceți la voi în companie sau la voi în echipă, în fața la 3-4 oameni. Dacă m-ați întrebat pe mine după primii 3-4-5 ani de experiență, aș fi zis că niciodată în viața mea nu o să stau așa în fața 50 de oameni să vorbesc ceva. Aș fi zis că nu sunt capabil de chestia asta. Evident că prima dată n-a fost extraordinar, probabil nici acum nu e la un nivel extraordinar, dar e ok și toți învățăm. E foarte important să începem să facem asta și o să ne ajută să vedeți că în momentul în care faceți asta, o să vă ajute, o să simțiți voi extraordinar de mult la job că puteți exprima lucrurile mai bine, puteți să vă exprimați ideea, puteți să vă argumentați lucrurile mai bine. Asta este alt trick pe care vi-l recomand, să țineți un log personal cu ce ați făcut sau ce ați reușit să faceți, poate pe zi sau pe săptămână. Nu mă refer la ce intrăm, să zicem, în daily, că azi n-am avut chef să lucrez sau nu știu ce, m-am ocupat de alte lucruri și trebuie să zic niște lucruri. Chiar util pentru voi ce ați reușit să faceți. O să vă fac o părere mai bună despre voi, adică o să jobul vostru să aibă un meaning mai mare, o să vă ajute în tot felul de situații. O să vă ajute, de exemplu, când discutați cu managerul vostru despre mărirea aia de 20% pe care o vreți anul ăsta. O să fiți, uite, eu pot să mă uit în ultimele 6 luni și să văd lucrurile relevante pe care am reușit să le fac. Este surprinzător cât de puțină lume este, like, de puțin suntem capabili să facem asta dacă nu scriem. Nu o să mai știm ce am făcut acum jumătate de an, ce am făcut acum un an. E o chestie foarte, foarte utilă. Alt lucru este despre feedback. Mie mi se pare că nu știm, eu încă învăț chestia asta. Sunt foarte puține echipe sau companii care am lucrat sau prieteni care lucrează în locuri în care chiar dăm feedback. Este foarte important să cerem feedback. Decât să nu dați feedback deloc, puteți să oferiți și feedback într-un mod mai, nu știu, neșlefuit, ca să zic așa. Trebuie să fim, să ne descurcăm decât deloc, mai bine așa, dar este foarte important să știm să dăm feedback și să primim feedback. Am lucrat împreună la un feature sau ceva, nu trebuie să vină managerul să-mi ceară, nu știu ce, o dată pe an. Am lucrat cu colegul meu, pot să nu se-l întreb. Când se pare că am lucrat? Ce se pare că am făcut taiurea? Cum am putea să rezolvăm problemele astea? Sunt două cărți recomandate, Radical Candor, Thanks for the Feedback. Pe mine cel puțin m-a ajutat foarte mult să-mi dezvolt skill-ul ăsta și este încă un work in progress. Dar dacă vrem să devenim mult mai maturi, să ne dezvoltăm în carieră, ăsta este un lucru esențial pentru noi. Trebuie să știm cum ne comportăm, ce facem bine, ce nu facem bine. În funcție de tipul de personalitate pe care o avem, poate în momentul în care cineva ne dă un feedback, nu o să ne pice deloc bine. Dar a doua zi poate o să înțelegem puțin de unde vine persoana respectivă și de ce ar fi util. Asta este altă chestie interesantă. În tot felul de biases și foarte multe au din nou legătură cu natura noastră umană și foarte multe dintre ele se aplică la dezvoltare. Așa am ajuns să mă uit peste ele. Aici am pus un link către Wikipedia. O să trec foarte scurt pe câteva dintre ele. Primul e anchoring bias. Asta e chestia pe care toți îl știți, de exemplu, să dau la interviuri când nu vrem să zicem de obicei cam ce salar vrem.
De ce? Poate anchoring bias. Prima valoare pe care o auziți, cumva lumea se rezumă la asta. Este câți dintre voi faceți poker planning, chestia în care ziceți cât durează ceva și ok. Câțiva dintre voi. De acolo, deci toți estimăm un lucru, estimările noastre devin vizibile doar împreună la sfârșit. Pentru că altfel, dacă o să zic eu cred că chestia asta o să fie de 3 story points sau durează 5 zile, e anchoring bias. Restul oamenilor o să, păi dacă nu-i se poate, dacă nu-i se poate că durează 5, poate. Vreau să zic 17, dar ce, eu mai fraier? Nu, o să zic și eu că durează 5. Confirmation bias, din nou foarte periculos, să zicem așa, pentru că este natura noastră umană de a vedea doar informațiile care ne confirmă nouă părerile. Dacă mie îmi place React și nu-mi place deloc Angular și citesc un articol care le prezintă pe amândouă și pro și cons, eu o să țin minte doar lucrurile pozitive pe care mă interesează pe mine. Sau mai întâlnit când căutăm resurse sau informații, cum le căutăm? Ca să ne confirme o părere. Nu ne uităm, ok, dar poate nu-i părerea bună. Căutăm doar lucruri pe care ne interesează. Asta este confirmation bias, hindsight bias, este când după ce s-a întâmplat ceva, vin și zic I've told you so, știam eu de la început că așa o să fie. Când lucruri random, după ce se întâmplă, nouă ni se pare, da, eu știam sigur că așa o să fie de la început. Doar că în multe cazuri sunt doar random și n-aveam de unde să știm. Destul de multe lucruri ca să putem să facem toate astea și să reușim în continuare să ne facem jobul. Așa că poate nesurprinzător, următorul lucru pe care l-aș recomanda tuturor este legat de time management. Trebuie să știm cum să ne organizăm timpul și cum să ne organizăm calendarul. Nu o să vină nimeni niciodată să facă asta pentru noi. Pe măsură ce creștem în carieră, am discutat cu diferiți prieteni, ei erau ok, o să fiu senior developer, o să-mi iau mult mai puțin să fac orice, și o să am mult mai mult timp liber. Nu cred că există ceva mai fals decât chestia asta. O să avem tot timpul mult mai multe lucruri de făcut și trebuie să știm să ne gestionăm noi timpul și să renunțăm la ele. Evident, trebuie și să învățăm să zicem nu din când în când. Ca recomandare aici am 4000 Weeks, nu știu dacă a citit-o cineva, cred că am încercat să mă uit peste multe resurse și cartea asta în sfârșit m-a ajutat pe mine. Astea sunt toate. Sunt soft skills, cum ziceam. De ce sunt importante? Puteți să ne gândim la ele și pe lângă jobul nostru de senior developers. Multe dintre lucrurile astea ne ajută pe noi, mă ajută pe mine. Dacă știu să dau feedback sau știu să comunic mai bine, o să fie util și pentru mine în viața mea privată. O să știu să comunic mai bine cu prietenii mei, o să știu să comunic mai bine cu părinții, o să știu să dau feedback cuiva despre o situație pe care se întâmplă. Deci ne dezvoltăm anumite skill-uri, sper că, sau multă parte în timpul programului, care mă ajută și pe mine în viața personală. I'll call it a win-win. Ironic că le zicem soft skills, pentru că sunt de fapt hard skills. Nu sunt soft skills. Astea sunt mult mai greu de dezvoltat și de învățat, cel puțin pentru majoritatea oamenilor, decât hai să învățăm cum funcționează React. Experiența tehnică e foarte ușor de măsurat. Ok, știu să folosesc React sau nu știu. Durează ani e relativ ușor de măsurat. Comportamentul nostru e mult mai complicat de măsurat. Ok, avem expresia pe care majoritatea o știm, că he's a brilliant jerk, e foarte enervant și nu are soft skills deloc, dar se descurcă la partea tehnică. Ar fi util să încercăm să nu fim genul ăla de persoană. În foarte multe organizații, în foarte multe situații pe care le-am văzut, developerii erau măsurați după câte commit-uri dau, câte pull request-uri fac, cât cod am reușit să scriu, câte linii de cod. Vag util, eu zic că de cele mai multe ori lucrurile astea fac mai mult rău decât bine. Pe când cum ne comportăm, e mult mai greu de măsurat. Nu o să știe managerul meu neapărat cum am comportat eu în anumite situații. Și chestia aia foarte standard, dacă ar fi să țineți minte un singur lucru din prezentarea asta, ar fi foarte util să fie asta. The degree to which other people want to work with you is a direct indication of how successful you'll be in your career. Ar trebui ca toți să încercăm să fim, este un citat dintr-o carte, este linkul pus acolo, ar trebui să încercăm să fim toți developerul ăla care toată lumea vrea să,
vrea să lucreze. O persoană care este foarte bună tehnică, dar care în același timp vine lumea la noi să ne întrebe lucruri. Hai să ne uităm împreună peste ceva, hai să rezolvăm împreună ceva. Mi se pare că ajungem la o satisfacție și la un succes mult mai mare dacă reușim să facem asta. Ca resurs am pus trei lucruri despre care mult timp mai uităm și în restul slide-urilor, dar în special astea trei, sunt cărți. Știu că poate am vrea, nu știu, video-uri de 10 secunde pe TikTok care să ne învețe ceva, dar din păcate mai există și cărțile care, din punctul meu de vedere, sunt foarte, foarte utile. Le-am citit unele de mai multe ori, în ordine asta le recomand cu încredere tuturor. The Pragmatic Programmer a fost scris acum mulți ani, la fel de utilă și la fel de relevantă și astăzi. Pragmatic Thinking and Learning a fost foarte util pentru mine să-mi dau seama cum să gândesc mai pragmatic. Au un exercițiu foarte drăguț în care îmi zic ceva de genul, desenează o casă. Și fac pătratul, fac dreptunghiul ca acoperiș și după aia dai pagina și îți arată același lucru. Și vezi, 99% din oameni exact așa o să deseneze o casă și te învață tot felul de tricuri despre cum gândești, cum poți face asta într-un mod mai pragmatic. Ultima este o carte care tocmai a apărut, Software Engineer's Guidebook, merge de la primii pași în programare la cum ar trebui să te comporți ca un senior developer și above senior, ca staff sau așa mai departe. Ca să ajungeți la toate cărțile astea și multe alte resurse utile, nu sunt afiliat cu ei, este o asociație, cred că este Association for Computing Machinery, care sună mai ciudat. Sunt destul de cunoscuți, eu nu știam de ei. Deci îi recomand, au un skills bundle, plătiți un fee nu foarte mare să fiți membru, după care au un yearly fee pentru skills bundle-ul respectiv și prin bundle-ul ăla ai acces la toată platforma de la O'Reilly, pe care găsiți cărțile astea, sau parte dintre ele și multe altele, aveți acces la Pluralsight și încă câteva lucruri. Doar O'Reilly este mult mai scump față de cât costă membership la ei, deci din punctul ăla de vedere e o resursă care o recomand tuturor. Asta a fost prezentarea mea. Sau ceva de la care vă așteptați. Din punctul meu de vedere, cât creștem mai mult în carieră și vrem să facem lucruri de impact mai mare, cu atât partea de soft skills este mai importantă. Niciodată nu o să vrem să fim genul de developer care sunt foarte bun tehnic, dar o să fiu închis într-o cameră și deschisă peste 3 luni când termin de implementa feature-ul. Nu o să ajute pe nimeni și foarte puțin organizații o să aprecieze asta. Mulțumesc foarte mult că ați decis să vă petreceți timpul așa. O să mai stau aici pentru întrebări, o să mai povestim networking. Ștefan zicea că avem sala până la 9. Dacă vreți să mergem la un ceai sau bere sau whatever your preferred beverages după, eu sunt disponibil și cu mai mare plăcere. De fapt, cam asta câștig eu din prezentări, sau de-aia am și vrut să vin astăzi aici să discut cu voi toți, să văd și perspectiva voastră. Așa că vă încurajez dacă aveți orice fel de întrebări sau altceva. Întrebări, nu? Dacă nu, doar dispar în spate și... Da! Bine. Da? Pentru time management? Sunt două lucruri esențiale pentru mine personal, că din nou doar eu zic. Unul, calendarul meu este plin majoritatea timpului, indiferent că sunt ședințe sau nu, de cel mai multe ori nu sunt ședințe, îmi blochez efectiv timpul cu ce vreau să fac. Dacă știu că am de rezolvat, cum ziceam, să birile aibă, dacă am o chestie de rezolvat mâine, știu că între 9 și 10 am, nu știu, learning time și când beau cafeaua și citesc niște chestii, de la 9 la 12 îmi pun focus time că lucrez neapărat la ce trebuie să rezolv. După prânz mai am poate două ședințe, după care îmi pun alt slot că o să am code review cu niște colegi. Deci încerc să-mi organizez timpul dinainte, să știu ce fac. Celălalt lucru pentru care, din nou, pentru mine a fost util, a fost când am zis să învăț să zic nu. O să am, vine lumea cu tot mai multe lucruri și la un moment dat trebuie să știi să zici nu. Ok, nu pot să fac și asta, sau dacă vrei să fac asta, trebuie să nu mai fac altceva. Să ajungem la partea de sponsor și când sugerez să facă altcineva, dar
Am avut perioadă în care am intrat în burnout, de exemplu, pentru că tot venea lumea cu tot mai multe lucruri și eu credeam, ok, eu senior developer, e jobul meu să le fac pe toate. Nu e sustenabil, nu văd cum cineva ar putea să se descurce cu asta. Pentru mine astea două cred că au făcut cel mai mare impact. Să-mi organizez timpul și calendarul dinainte și să văd că e foarte ok și nu o să mă dea nimeni afară dacă zic nu, nu o să fac chestia asta. Mersi, mai aveți altă întrebări? Tot timpul o să apară situații de genul ăsta. Asta este un exemplu foarte bun. Celălalt exemplu e echipele care lucrează agile, facem planning înainte și zicem următoarele două săptămâni o să facem doar asta. Și există situații când chiar vine ceva neprevăzut și trebuie să-l facem. De foarte multe ori lumea reacționează ca tine. A, nu, nu, noi nu atingem de chestia aia, noi nu apărăm producția, că am zis că noi nu facem asta următoarele două săptămâni. Ține, da, foarte mult și de time management chestia asta și nu doar de time management. Pe măsură ce avansezi în carieră, consider cumva că jobul tău să-ți dai seama ce e mai important de făcut în momentul ăla. Nu o să vină nimeni altcineva să zică ăsta e cel mai relevant lucru pe care tu trebuie să-l faci. Ar trebui să te dai seama, ok, o picat producția, hai să-l repar eu, hai să încerc să ajut la chestia asta. Uite, de exemplu, am avut cazuri când am avut incidente în producție și încercând să ajut cu asta, mi-am dat seama că am deja trei colegi care se uită la asta. Și ok, I'm here. Dacă aveți nevoie de ceva sau credeți că mă uit eu peste ceva, ziceți. Dacă nu, n-are rost să mă uit și eu că you have things under control. Da. E foarte dificil să faci unul dintre lucrurile alea când apuci, pentru că dacă firma care lucrez eu vrea să angajeze acum, nu pot să zic, băi, eu săptămâna asta fac code review-uri, așa că... Corect. Dacă există alte persoane care sunt ok să facă interviurile alea, e foarte ok. Eu am fost nevoit să fac asta, am trecut basically prin exemplu tău. Au ajuns la obișnuința în care eu am adăugat în interviuri, și la un moment dat am, ok, dar mai 3-4 alți colegi care pot să facă asta. Nu trebuie să fiu eu în toate interviurile. Ce zic, sponsorship. E foarte ok să facă și ei. Nu trebuie să fiu acolo. Discutăm după aia, poate facem debriefing, dar nu trebuie să fiu acolo. Eu am încercat să le iau și pe rând, în funcție din nou de ce îți dai seama că e mai util acolo. Dacă, de exemplu, echipa sau în echipă în care lucrez acum, mi se pare că nu facem code review ca lumea. Să facem genul ăla de code review în care facem pull request în masă, dea cineva approve. O să mi se pare că asta e ceva important și că e un lucru de care trebuie să mă ocup, poate în defavoarea altor lucruri. A fost și încă este foarte complicat și pentru mine chestia asta, îmi dau seama ce e cel mai util acum pentru mine să fac. E unul dintre cele mai complexe lucruri, cele mai complexe joburi pe care le avem. Și mai ales că managerii noștri, cumva pe bună dreptate, să așteaptă să fie jobul meu. Adică eu ar trebui să vin, eu văd lucrurile acolo, nu poate veni senior manager sau VP of engineering care discut să zică, bă, eu cred că e problema asta într-o echipă și a trebuit să o rezolv. Nu, e jobul nostru să ne dăm seama de lucrurile astea. Și da, e complicat, dar de-aia lucrăm în IT și suntem plătiți bine, că ar trebui să ne dăm seama de toate problemele astea. Mersi pentru întrebare, a fost foarte bună. Da. Da.
Modul în care funcționează asta pentru mine este că eu împreună cu managerii sau managerul meu actual stabilim niște obiective, inclusiv de ce aș vrea să învăț, ce aș vrea să fac. Și tot timpul eu, sau cel puțin noi împreună, ne uităm, de exemplu, o dată la 3 luni sau la cât timp considerăm că este nevoie, să vedem unde suntem, unde sunt eu în partea de învățare. De foarte multe ori, sper că lucrați în firme în care aveți manageri ok, dar de obicei managerii au mult mai multe skill-uri dezvoltate în direcția asta și pot să mă ajute cu ceva, pot să-mi ofer o altă perspectivă, pot să-mi sugerez alte moduri de a încerca ceea ce fac. Poate să-mi sugerez, uite, poate în echipa aia avem nevoie exact de ce vrei tu să înveți, n-ai vrea să te muți acolo 3 luni și poate te-ar ajuta să înveți. E foarte important să văd dacă n-am făcut progres. Încerc eu să-mi dau seama de ce, dacă nu-mi dau seama, discut cu el să vedem. De exemplu, mie mi se par foarte utile ședințele alea de one-on-one. Aud foarte multă lume ce și cu chestia asta n-ar trebui să existe, că am ședințe toată ziua. Pentru mine este unul dintre cele mai utile lucruri pe care le am. Au managerii ședințe cu mine, am eu cu alți colegi, foarte utile, exact, să discutăm lucruri de genul ăsta. Da. Da, acum încercam să-mi dau seama care întrebări sunt. Aici vine poate diferența de experiență. În firmele de produs în care am lucrat eu era încurajată chestia asta. De exemplu, pe lângă faptul că îmi organizez eu timpul, unul dintre lucrurile care ajută faptul că am eu un calendar learning time 45 de minute în fiecare zi, este că calendarul meu este public și toți colegii văd chestia asta și zic, like, dacă el are 45 de minute de învățat în fiecare zi, eu de ce să nu pot? Înseamnă că e ceva ok să facem asta și îi încurajat. Ca să ai timp, trebuie să și să faci tu ceva în direcția asta, dar trebuie să fie și cultura și mediul pentru așa ceva. Că degeaba zic eu că vreau să învăț, dacă vine VP of Engineering, ce bă, terminați cu chestiile astea și puneți mâna și scrieți niște cod. Trebuie să fie oameni care înțeleg de ce e util pentru noi să învățăm anumite lucruri. Ce să înveți? Care seară am prezentat legat de chestia de technical leadership. Dacă tu uiți pe net, o să găsești o grămadă de roadmap-uri, da? Despre front-end, back-end și mai departe. Ce am făcut la jobul meu actual este un fel de mind map sau roadmap de genul ăla cu ce avem noi. Adică tu poți să intri să vezi ce ar trebui să înveți general ca front-end, dar dacă vrei să vezi toate tehnologiile, toate framework-urile, chestii, nu știu, object-oriented programming sau functional programming sau diferite lucruri în care vrei să te dezvolți, am făcut chestia respectivă în care lumea se poate uita. Te poți uita tu ca developer, se poate uita managerul cu tine și atunci îți dai seama, majoritatea proiectelor sunt destul de mari. Nu toată lumea trebuie să lucreze, de exemplu, la chestii care țin de build sau de tooling. Dar dacă aia îți place, încearcă să faci. Dacă ție îți place să lucrezi la partea vizuală, lucrează la componente, la design system, dacă aveți, sau o librărie comună de componente. E foarte ok să avem pasiuni diferite, dar până nu le încerci, cel puțin unele dintre ele poți să dai seama ce anume pentru tine și ce nu. Cred că am răspuns măcar la parțial dintre ele. Cred că aveai în spate, da. Prin estimare decentă vreau să zic că noi trebuie să devenim decenți la estimări. Adică dacă eu tot timpul zic că o să dureze ceva o lună și durează două zile, dacă eu zic că o să dureze 3 săptămâni și durează 4, 5, îi ok. Legat de cealaltă întrebare a ta, am lucrat într-o echipă în care, fără să știu eu, Scrum Master-ul lua toate estimările noastre, le făcea ori 2 și le dădea mai departe. Și noi terminam tot timpul la timp, tot, și eram, ce pui mei se întâmplă, de ce? Doar că lumea nu putea să planifice ceva real pe baza asta, că nouă ne lua tot timpul de două ori mai mult. În situațiile în care chiar nu știm ceea ce facem, și indiferent cât de ok devenim la estimări, e o practică pe care o facem toți. Adică dacă eu n-am încredere în estimarea mea și mi se pare că durează o lună, să zic o lună jumătate, două, să vedem ce se întâmplă,
Ce mi se pare esențial acolo, sincer, dacă am zis că durează două luni și după ce lucrez o săptămână îmi dau seama că nu o să dureze, îi să zic chestia asta. Adică o să ridic mâna și să zic, na. Și credeam, am descoperit niște lucruri. Da, poți argumenta că e mult mai bine decât să zici tot timpul că durează o lună, să găsești tot felul de necunoscute să dureze trei luni. Nu o să uite tot lumea, bă, dar nu ne-a ajuns cu nimic. Deci poate, dacă te ajută să te estimezi mai bine, adaugă tot timpul un procent în plus. Nu cred că dublu sau triplu e necesar, dar basically, cu cât avem mai puțină încredere în estimare, putem adăuga. Am văzut un framework care așa rezolvă. Dacă nivelul tot de încredere e 50%, crește estimarea cu mult mai mult. E o tendință a noastră ca oameni, în special ca oameni și ca developeri, să ocupăm tot timpul disponibil. Este un lucru foarte adevărat. Dacă o să-mi zici că am o lună la dispoziție să fac ceva, o să-l fac într-o lună. Dacă n-ați încercat, deja încercați să lucrați cu un startup, care, ok, avem bani pentru 6 luni sau pentru un an și dacă nu reușim să scoatem un produs și să găsim clienți, o să închidem. Credem, o să lucrați la cu totul și cu totul alt nivel și nu o să vă mai gândiți dacă o să fie folosit codul meu de 100 de milioane de utilizatori, că man, n-am niciunul, hai să fie folosit de 500.000 și după aia poate îl fac pentru 10 milioane. Ca developer ne place să rezolvăm probleme, să facem lucruri mai complexe. Dacă nu le avem, o să ne inventăm noi probleme. Dacă îmi zici că o să am mult timp, o să-ți găsesc eu niște chestii mega complexe de făcut acolo doar ca să... Over-engineering is a problem. No? Asta este unul dintre lucrurile în care putem ajunge dacă dăm tot timpul estimări mai mari. Util. Putem încheia. Din nou, v-am zis, mai rămân aici, putem discuta și individual ca să nu mai stați toți, poate vreți o apă sau ceva, sau mergem după toți în altă locație și mai povestim. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezență, pentru toate întrebările și completările utile. A fost o plăcere să povestesc cu voi toți. Mulțumim, Adrian. O să mai zic eu câteva lucruri așa organizatorice. Unul la mână, am rezolvat problema cu canalul de Discord. Deci dacă puteți să mai scanați codul QR, o să meargă canalul de Discord acum. Următorul eveniment va avea loc în 22 februarie. Subiectul va fi despre Git. Dacă ați fost la Symbiotic Cluster, la meetup, la ultimul meetup din decembrie, la Lightning Talk-ul despre Git, vedeți, acum o să fie o variantă mai lungă, nu să fie numai 15 minute sau cât, 10 minute, cât a fost? 15, de acolo, oricum. O să fie o variantă de vreo 45 de minute a talk-ului respectiv în care vorbim despre Git. În data de 1 februarie, dacă sunt printre voi care sunteți pasionați de Ruby, împreună cu prietenii de la Ruby România, organizăm un meetup tot aici. Vom avea doi speakeri. De la ora 6:30, dacă sunteți pasionați, oricum o să pun linkurile. Și cam atâta. Rugăminte, dacă puteți să, dacă v-ați înscris via meetup.com, dacă puteți să completați formularul de feedback, ar ajuta pe mine super mult. Ar fi mega util. Cam atât am avut eu de spus. Mulțumesc că ați venit. O seară plăcută în continuare. Mai puteți să mai stăm dacă vrem la networking, nu ne dă nimeni afară momentan, dar cam atât a fost prezentarea pe seara asta. Mersi!